Unitatea de primire urgență a Spitalului Județean de Urgență, dr. Constantin Opriș Mare, a fost foarte aglomerată. În doar 24 de ore, echipele de specialiști din cadrul UPU au acordat asistență medicală pentru 215 persoane. Doar 56 dintre acestea au reprezentat cazuri critice de cod roșu și galben, restul fiind încadrate la codurile verde, albastru sau alb. Din totalul celor care au ajuns la UPU în mini-vacanța de 1 mai, 46 de pacienți au rămas internați, 13 au fost transferați către alte unități medicale, în timp ce 100 150 de pacienți au fost trimiși la domiciliu după ce au beneficiat de evaluare și tratament de urgență. Tot în data de 1 mai, un elicopter smurd a asigurat transferul unei paciente de la unitatea medicală din Baia Mare la Cluj-Napoca. Bolnava în vârstă de aproximativ 50 de ani prezenta o malformație vasculară cerebrală. O delegație a Consiliului Județean Maramureș participă zilele acestea la invitația județului magher înfrățit Iasnoichiun Solnok la evenimentul Zilele Lacului Tisotömec în localitatea Tisofured din Ungaria. Delegația compusă din consilierul județean Mihai Căkenești, reprezentanței Biroului Relații Internaționale, meșter popular și producător local Maramureșeni, a prezentat atracțiile și produsele autohtone în standurile special amenajate cu această ocazie. Evenimentul s-a deschis cu o paradă compusă din fanfara militară, husarii pe cai și tineri îmbrăcați în portul popular maghiar, care au susținut mai multe momente artistice îndelung aplaudate de publicul entuzias prezent. Zilele lacului Tisotemec sunt, la a doua ediție, și reprezintă un eveniment ce se dorește un pol de atracție pentru turiștii care vizitează această zonă a Ungariei.